hoți de catalizatoare prinși. Hoții de catalizatoare au fost prinși în flagrant. Cric, fierăstrău, 3500 de lei. Și asta de aici stă cu o bară, probabil pregătit de bătaie. Hoți de catalizatoare care au fost prinși în Timișoara, ce unelte folosesc hoții de catalizatoare, cum operează și cam ce bani pot să facă hoții de catalizatoare din vânzarea catalizatoarelor. Salut, eu sunt Teo, iar acesta este canalul meu de YouTube și te invit să te abonezi dacă nu te-ai abonat, pentru că pe viitor o să postez foarte multe videouri legate de domeniul auto. Pauză publicitară. Sponsorul pentru acest video este Coca-Cola. Haide să citim știrea, să vedem ce scrie în știre. Hoții de catalizatoare de la mașini din Timișoara capturați de polițiști au fost prinși în flagrant. Și mai jos în știre citim că de fapt nu au fost prins în flagrant. Oamenii legi au oprit în trafic doi tineri de 21 și de 24 de ani care tocmai furaseră catalizatorul unei mașini pe o stradă așa din Timișoara. Surpriza a fost că după ce au deschis porbagajul mașinii oprite, au găsit trei catalizatoare și mai multe scule folosite pentru sustragerea acestora. Haideți să vedem cum i-au pedepsit până acum sau ce au făcut cu ei. Polițiștii au deschis dosar penal pe numele celor doi, pentru furt calificat, tinerii fiind reținuți pentru 24 de ore. Deci după ce au prins cu trei catalizatoare, le-au făcut o, nu știu, o cazare de 24 de ore. Ulterior au fost prezentați în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorii au decis arestarea pentru 30 de zile a tânărului de 24 de ani și arestul la domiciliu pentru cel de 21 de ani. Nu știu, nu scrie care e motivul pentru care doar cel de 24 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. Însă mie mi se pare și puțin ciudată faza pentru un furt. Acum, bineînțeles, nu e ok să furi, dar nu e nicio faptă pentru care să te aresteze 30 de zile acum, sincer. În, nu știu, în România s-au întâmplat fapte mult, mult mai grave, ceva ce omul era clar agresiv, făcea rău altui om și poliția nici măcar nu ținea un arest 24 de ore, le dădeau drumul imediat. Și acum, în cazul ăsta de furt, poliția dintr-o dată își face treaba super tare, să zic așa, și îi ține 30 de zile, adică, na, îl ține numai pe 1 30 de zile și pe la altul ține numai 24 de ore. Eu da drumul, nu știu, probabil să facă bani pentru, pentru judecate, să ducă în continuare să fure catalizatoare. Acum că am văzut știrea, m-am gândit să vă prezint așa cam ce conține kitul, să zicem așa, unui hoț de catalizatoare. Starter kit, adică dacă vrei să te faci hoț de catalizatoare, ai nevoie de următoarele scule. Primul lucru ce îți trebuie este un cric. După cum ați văzut, hoții de catalizatoare trebuie să ridice mașina pe cric. Prețul la un cric? 569 de lei, prima investiție. Al doilea lucru de care ai nevoie după ce ai ridicat mașina este un fierăstrău alternativ sau o coadă de vulpe un fierăstrău așa care are o pânză ce se mișcă pendular. Am ales un fierăstrău de calitate ca să nu te lase la greu, da? este un ferestrom Makita, toate produsele de PMA. 1591 de lei. O altă investiție, de ce ne trebuie mai departe? Mai departe, în cazul în care sunt prinderi cu șurub, să nu te chinui să tai, poți să iei o filetantă, o mașină de înșurubat sau de desurubat, am ales una cu impact, doi acumulatori, să nu te lasă la greu în caz că ai o noapte mai lungă și ataci mai multe mașini, la prețul de 856 de lei. Mai departe, pentru că protecția muncii este foarte importantă, am ales și niște mănuși. 4 lei perechea de mănuși, dacă sunt mai mulți oameni, în cazul nostru 2 oameni, 2 perechi de mănuși, 8 lei investiție pentru mănuși. Mai departe, ține tot de protecția muncii, am ales niște ochelari. Ochelarii pe care vedeți aici sunt niște ochelari care vin așa frumos pe spate, îți protejează ochii în momentul când tai să nu sară ceva în ochi și are și chestia asta elastică asta pe spate, stea foarte, foarte bine pe capul hoțului să nu îi piardă sau să nu se accidenteze. 23 de lei, aproape 29 de lei. Și ultimul lucru, pentru că de cele mai multe ori hoții atacă noaptea, m-am gândit că le-ar trebui și un kit de lumini. Da? Lanternă frontală cu LED, foarte, foarte bun, zoom, nu știu ce altă, are și acumulator de nu trebuie să cumpere baterii, 40 de lei. În total, tot starter kit-ul, cric, fierăstrău, filetantă, lumină, ochelari, mănuși, 3090 de lei și am zis că probabil au niște cheltuieli suplimentare, nu știu, n-am pus eu aici niște, niște lucruri sau vor să-și cumpere ceva mai scump, nu știu, aici poate le trebuie la filetantă, le trebuie ceva tubular, le trebuie aici, se strică pânza sau vor o pânză mai lungă sau o pânză mai bună decât vine pânza standard, havar -am. am zis plus altele 3500 de lei. Cam asta este investiția pe care trebuie să o facă o gașcă sau niște indivizi care vor să fure catalizatoare. Acum că am văzut cât trebuie să investească ca să fure niște catalizatoare să vedem că în câți bani pot să facă într-o singură noapte. În cazul nostru trei catalizatoare. Ei au fost prinsi în portbagaj cu trei catalizatoare. Se vedem, așa un preț mediu pe internet cam cu cât ar putea să vândă acele catalizatoare. Am căutat pe internet și am văzut că în medie prețul unui catalizator e undeva la 8-900 de lei. Deci o să punem un nu știu să zic 900 de lei pe un catalizator acești hoți au fost prinși cu trei catalizatoare, prețul mediu 2700 de lei, investiția pe care ați văzut-o mai devreme este de 3500 de lei, deci după o noapte de muncă, doi investitori în această afacere au fost pe pierdere la 2700 la 3500 cu 800 de lei minus. Probabil dacă nu-i prindea poliția și mai puteau să achiziționeze încă un catalizator, făceau banii pe care i-au investit cu înainte dacă s-ar fi apucat cu o zi înainte. Bineînțeles, pe lângă toate costurile astea trebuie să mai punem și costul transportului pentru că este destul de riscant să mergi cu toate sculele în cârcă noaptea și să nu te deplasezi cu o mașină, dar nu o să mai punem și mașina la investiție pentru că mașina oricum în timpul zilei probabil este folosită pentru alt lucru. Probabil băieții fac Uber sau taxi cu mașina ziua și noaptea fac niște curse puțin mai riscante, dar mult mai bine renumerate. Dacă tot vorbim despre hoții de catalizatoare, haideți să vedem și cum operează. Aici este un video de pe internet, de pe YouTube, pe care l-am găsit, în care au fost surprinși niște hoți care sunt, din punctul meu de vedere, foarte bine organizați. Din câte văd după numele mașinilor, cred că sunt în Anglia. Sunt mai exact 5 indivizi. Este mașina care e aici, Toyota asta. O să vedem. Video are un minut și... 23 de secunde din momentul în care indivizii intră în parcare. Sunt 5 indivizi. Haideți să vedem cum operează. Video l-am dat pe viteză puțin mai mare să nu pierdem așa mult timp. Haideți să vedem. Indivizii parchează, trag mașina aici stâng, se coboară primul individ care este în stânga, nu este la volan. Și uitați-vă la reacția lui. Ați văzut cum țopă e. Vine, se uită sub mașină să vadă dacă mașina nu a fost inspectată mai devreme de alți parteneri de afacere sau concurență, cum s-ar spune. Uitați aici, verifică și merge foarte fericit, topăind de fericire că mașina încă are catalizator vine restul echipei, se echipează fiecare cu scule, să vedem ce sculeau. Primul individ care apare este cel cu cricu. Al doilea individ, cel vedem aici, cel care eu și verificat, mi se pare, dacă este sau nu catalizator sub mașină, are în mâna dreaptă o filetantă, cum am spus mai devreme, și un fierăstrău. Individul pe care îl vedeți aici jos, el stă cu un par. Cel mai probabil acest par îl folosește la ușă, pentru că aici e un cartier de case, cred, și se duce cel mai probabil la ușă și ține parul sub clanță în cazul în care proprietarul vede că este hoț afară, să nu poată să apese clanța și să iasă afară. Și asta e rolul individului de aici. În total își cinci. Unu, șoferul stă de una în mașină, al doilea vine, blochează ușa, ăsta de aici vine, ridică mașina pe cric și ăsta vine și operează sub mașină. Haideți să vedem cum se decurge, cum decurge situația. Și ăsta de aici stă cu o bară. Nu știu ce face cu bara. Probabil e pregătit de bătaie. E un par așa ce îl ține pe spate. Nu știu. În caz, uitați așa cum dansează. E foarte fericit. Treaba merge bine. Există marfă. Este de lucru. Și uitați ce frumos. Se bagă ăsta sub mașină. Și gata. Uitați. Uitați ce fericit când ori la Prada. Deci la momentul ăsta e un minut și 10 secunde. Deci la 0 secunde a intrat în parcare și la un minut și 10 ei sunt pregătiți de plecare. Și uitați cum acum pleacă cu mașina. Pac, s-a urcat în mașină și s-a plecat în mai puțin de un minut și 15 secunde. Deci cam așa se fac banii și prin străinătate. Probabil nu știu, în străinătate probabil un pic mai scump un catalizator când îl duci la reciclat. Acest video l-am făcut așa ca și un video de cultură generală. Să vedem cam cum se operează o manevră de asta de furat de catalizator, cum fac alți oameni din alte țări și cam câți bani se pot câștiga din treaba asta. După cum am văzut, în România au fost puțin mai curajos, au mers doi băieți, trei catalizatoare pe noapte, dar din păcate pentru ei, din fericire pentru noi restul, au fost prinși. Treaba asta cu catalizatoarele din ce în ce mai mult prinde așa o amploare foarte mare și fenomenul se regăsește cam în majoritatea țărilor. Catalizatoarele în principiu se fură pentru că au niște metale foarte prețioase. În urma reciclării se pot extrage acele metale și se pot valorifica. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video. Sper să nu luați ca și pe un tutorial și să vă apucați de această meserie, ci să luați doar ca pe un video în care aflați și voi informații despre cum se operează și probabil văzând aceste imagini să știți și să vă găsiți niște măsuri de apărare împotriva acestor hoți. Sau în cazul în care vedeți că operează, după cum ați văzut aici, e operat în zi lumină pentru că na, ziua e scurtă și cu cât te grăbești mai mult cu atâta poți să fur mai mult pentru că echipa de aici era formată din 5, banii se împărțeau la 5. În România treaba a fost puțin mai simplă, 2, banii se împart ju jumătate, mai mulți bani de om. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și până data viitoare nu uitați să aveți grijă de voi. La revedere!